călătorii născuți, călători mari și mici, din pruncie învățați chiar de-ai noștri bunici dumețim, conturând reliefuri firești. Geografii variate de vieți omenești, trece un an trecând stol, perisabil cum sunt, trec mărind dorul nostru spre noul pământ, spre noi ani, spre noi lumi, înspre marele vis, care în termeni cerești îl numim paradis. Iar în veacul acesta de alergică goană, când tehnica își spune cuvântul micron, când taine se rup în vestitul atom și în zbor supersonice lasă cu un ton viteza de sunet, un fulger, un zvon, ne rămâne credința aceasta curată, liniștită și caldă și un drum ce ne poartă izvorul de viață din veci înspre veci. Ce bine că îl avem pe Dumnezeu! Ce bine că eu, ca tânăr, și mă identific cu tinerii, am ales ca astăzi să vin aici și să mai subliniez încă o dată alegerea mea în dreptul celui care vrea să-mi facă viața frumoasă nu doar pentru o parcelă scurtă de timp, ci pentru veșnicie. Ce bine că noi venim aici ca să descoperim dragostea lui Dumnezeu cu o motivație curată, autentică, de acea frumusețe de care oamenii nu cunosc și n-au gustat-o, ca să-și dea seama ce înseamnă să trăiești autentic, să trăiești în frumusețea vieții pe care Domnul Hristos ne-a dat-o și ne-o dă atunci când noi ne legăm de El. E bine, călătorii născuți, dar acum călător care a plănuit această călătorie, am venit la dumneavoastră nu doar pentru a vă ține o predică. Nu îmi crește salariul cu nimic, am făcut drumul acesta atât de lung, ci am venit ca să vă descoper descoperirea mea, lucru care înseamnă ceva pentru noi și ca persoană și ca biserică. Am venit la niște oameni buni care știu să facă lucruri bune. Apropo, câți dintre dumneavoastră sunteți oameni buni să ridicați mâna dreaptă sus? 1, 2, puțin. Câți oameni buni sunt? Nu? Deci trebuie să fim foarte clari. Spune acolo atunci când Domnul ne va invita, bine, rob, bun. Deci dacă nu suntem buni, atunci nu o să primim invitația. Câți dintre dumneavoastră sunteți oameni buni? S-au mai mărit puțin, mulțumesc. Acum vă pun o a doua întrebare. Câți dintre dumneavoastră credeți că eu sunt un om bun? Mâna dreaptă sus. Mulțumesc. Deci mă onorează, însă nu este proporția corectă. Nu este normal. Va trebui ca să avem mai mulți localnici decât cei care vin. Adică cei buni sunt în afara bisericii? Adică în alte biserici? Vreau ca să ne clarificăm și aici. Pentru că de aceea am venit și ați venit și dumneavoastră. Vine tânărul bogat și spune, bunule învățător, ce trebuie să fac? Și cum spune Domnul? Bun este? Unul singur. Și atunci când facem acum bilanțul, câți sunt buni aici în biserică? Nu este niciunul care să facă bine, niciunul măcar. Deci, nu este niciun om bun. Nici chiar fratele Uba. Matei, capitolul 7, spune, voi care sunteți? Dacă vrem să avem o definiție corectă a noastră, voi care sunteți cum? Răi. Deci vin de acolo, de la aproape 400 de kilometri, ca să vă spun cine sunteți. Sunteți niște oameni? Sper că nu mă alungați. Dar trebuie să vă spun că am sentimentul că și eu sunt tot un om rău. Suntem aici că dacă am fi oameni buni, n-am fi în biserică. Deci, nu avem ce căuta. Oamenii buni nu caută loc în biserică. Și în cerul nu va mai fi templu. Pentru că toți oamenii buni se închină oriunde sunt și se adună în bucuria aceea unei închinări care nu are necesar, nu are nevoie de un templu care să învețe pe oameni. Doamne, când o să fiu și eu consecvent în închinarea mea? Când o să fiu consecvent în a vorbi frumos? Când o să fiu consecvent în a spune cuvinte bune? Când o să fac și eu binele ăsta neîntrerupt? Suntem oameni răi. Și dacă facem ceva bun, facem doar din binele pe care El ni-l dă. Că acolo spune să umblăm în care fapte? Deci, faptele sunt de la Dumnezeu.
În faptele Lui noi suntem chemați să umblăm. De aceea nu avem ceva natural în noi care să reclame un bine. Și noi suntem atât de doritori ca să ne respingem această natură care este inconsecventă și să devenim în apropierea Lui oameni care să primim doar faptele Lui, doar gândurile Lui. De aceea, binele pe care îl fac eu este un bine murdar și vă rog să mă iertați că n-am altă soluție și altă definiție pentru noi toți decât că suntem niște oameni răi. Doar prin Hristos devenim oameni buni și primim acea asigurare de a fi invitați în împărăția Lui pentru meritele Lui și pentru lexicul Lui, pentru vocabularul Lui, pentru faptele Lui, nu pentru ale mele. Intru în subiect, după care veți urmări și un clip video ca să vă clarificați mai bine pentru ce motiv sunt aici în mijlocul dumneavoastră. Ioan capitolul 5, începând cu versetul 5 până la versetul 9. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Poate că bisericile ar fi mai pline dacă s-ar face vindecări în sabat, tot mai multe. Și deși se fac vindecări, cele mai importante sunt vindecările de schimbare, de gândire și de orientare. Acelea sunt vindecările pe care contează Dumnezeu, dar atunci a făcut și va mai face lucrări prin care să sublinieze intervenția puterii sale și cine este El și care este scopul pentru care El vrea să ne restaureze. Aici, lângă petecul acesta de apă, un om bolnav de 38 de ani este ales de Domnul Hristos să devină obiectivul restaurării. De ce credeți că l-a ales pe omul acesta? Era cazul cel mai disperat. N-a ales un credincios, n-a ales pe cineva care avea o închinare bogată, n-a ales pe cineva care era om bun prin recomandarea altora. A ales pe cel mai disperat caz. Omul acesta era acolo într-o așteptare și într-o stare, am putea spune, de disperare. Pentru că treceau așa-numitele vindecări prin fața lui, era un spectacol și un divertisment pentru el atunci când vedea că lucrurile se schimbă în viața altora și deveneau mai sănătoși. El nu avea parte de așa ceva. Și un trecător, un călător care a venit de foarte de sus, face o vizită în această clinică. E clinica lui. Și se oprește cu umbra vieții lui drept în fața celui care ce făcea? Ce făcea în momentul acela? Aștepta. Dar spre ce era orientat el? Privirea înspre ce era focalizată? Spre apă. Și omul acela aștepta să vadă cumva o mișcare care, deși nu era favorabilă lui, era măcar semnul că există posibilitatea unei vindecări, unei restaurări. Și Iisus se oprește. Și acum dilema era tare tensionată. Dilema era aceea, ce să facă omul acela când auzi glasul? Să își ia ochii de la apă și să se uite la vizitatorul care pune o întrebare tare ciudată. De fapt, subiectul de astăzi este sensul unei întrebări fără sens. Și pune Iisus o întrebare de felul celei pe care noi am ascultat-o. Vrei să te faci sănătos? E normală întrebarea? Are sens întrebarea?
Dacă ești la spital, pentru ce ești? Ca să te faci sănătos. Dacă ești acolo, unde, eu știu, poate că se plătea o taxă, că stăteau oamenii să își încerce bucuria salvării, nu credeți că poziția lui și locul lui reclama faptul că el vrea să se facă sănătos? Ce rost are întrebarea aceasta pe care o pune Iisus? Iisus pune întrebări gratuite? A pus el vreodată o întrebare așa fără sens? Și iată că întrebarea aceasta e fără sens. Vrei să te faci sănătos? Păi de ce sunt aici, Doamne? De fapt, nici nu-L cunoștea că este Iisus. Dar așa se spunea celuilalt. Doamne, cum calificați această întrebare? Credeți că trebuia să fie eliminată din recuzita de întrebări a Domnului Hristos și trebuia să fie formulată altfel? Vrei să te faci sănătos? Cred că întrebarea aceasta a avut sens. Deși, din perspectiva noastră, observând împrejurările în care era omul acela, așteptările lui, întrebarea parcă nu și are locul. Însă, ia gândiți-vă la un aspect. Chiar vrei să te faci sănătos? Ești la locul potrivit. Ești în împrejurarea potrivită. Chiar vrei să te faci sănătos? Ești în biserică. Chiar vrei să te faci sănătos? De aceea, Iisus când pune întrebarea, va trebui ca să sondeze motivația. Știți că noi putem să stăm într-un loc și să nu urmărim sănătatea noastră. Eram în spital odată, pentru prima dată când am fost în spital, și aveam un vecin care era bolnav, probleme cu pancreasul, și doctorul i-a spus să nu mai bei, să nu mai fumezi. Dar domn doctor, și vrei să ajungi acasă, vrei să-ți vezi copiii? Da, domn doctor. Vrei să fii sănătos? Da, domn doctor. Mai înțeles? Nu pui gura pe țigară și pe băutură. Așa fac. Și după ce pleca, scotea sticla cu țuică și spune, chiar așa? Știi, avem trupuri rezistente, ne facem bine, medicamentele și dă-i, apoi se ducea la WC-ul și fuma. Chiar vrei să te faci sănătos? Iisus spune această întrebare pentru ca să ne putem interpela pe noi înșine mai profund. Pentru care motiv sunt în locul în care se reclamă că poate veni o putere care să ne schimbe, că ne poate face sănătoși pentru veșnicie? Chiar vreau? Este un motiv pentru care omul acesta zice că n-are acces la sănătate. N-are acces la refacerea vieții. Și ce spune el? Nu am pe nimeni. Tatăl meu a murit acum 2 ani. În telefonul meu încă mai am a scris tataia. El a rămas aici. Bineînțeles că răspunde mama acum. Și mă sună într-o zi și spune, băiete, uite că putem să căpătăm și noi o subvenție pentru căldură. Vii să ne faci actele, te duci pe la primărie, pe unde duci, și fă-ne și nouă actele, ca să primim și noi o scutire, ca să nu mai plătim așa de mult. Zic, da, tată, fii atent că mâine este ultima zi, m-a chemat destul de târziu. Pregătește toate actele, pentru că acum se cer mai multe, și eu vin și imediat le pun în lucru. Tata spune, așa este, vină și cu fratii tu. Îl iau și pe fratele meu. Și parcurgem 100 de kilometri de la București la Alexandria ca să-i rezolvăm tatălui nostru problema lui. Și ajungem acolo. Noi când ne întâlneam, totdeauna era bucurie, era sărbătoare. Și mama pregătea, avea un ceremonial, ne făcea prăjitura casei, mâncarea ei preferată, friptură, dar de cartofi. Și o făcea tare gustoasă, sper să nu răscolesc cumva sucurile gastrice. Însă era o sărbătoare și glumeam și ne bucuram și era ceva tare plăcut pentru ei, da, și pentru noi. Și zic, tată, bun, am venit acum, nu prea avem timp, mai discutăm după ce terminăm. Actele, actul de casă, cuponul de pensie, buletinele voastre, mai era încă ceva,
Deci scoateți actele toate și puneți-le aici pentru că certificatul de căsătorie. Aici, ca să putem să mergem și să rezolvăm problema. Și tata spune, măi băiete, nu le găsesc. Cum adică? De când ai aflat că nu le ai? Păi de aseară. Și mă faci să vin până aici la Alexandria și să pierd atâta timp? Nu le găsesc, le-am dat maică-te și ea nu mai știe unde le-a pus. Mama spune, nu mi le-a dat mie? El le-a pus și nu știe de unde. Cam așa se întâmplă și cam așa mă așteaptă și pe mine atunci când o să intru puțin în valea aceasta. Și zic, păi cum adică? Voi, dar stai puțin, nu cumva ați vândut casa? Ei, cum să vindem casa? Păi dacă n-aveți actul de casă, înseamnă că voi ați vândut casa, ați făcut ceva. Nu, fiule, deci casa este aici, deci casa e a noastră, dovedește. Unde e actul? Și tata spune, nu-l găsesc. Dar voi mai sunteți căsătoriți? Cum adică? Păi unde e actul de căsătorie? Nu cumva voi așa sunteți doar aici, sub același acoperiș? Măi, tată, tu știi că eu, vorba aia, am propovăduit Evanghelia atâta timp, cum să mă gândesc eu la divorț? Tata, unde e actul? Dovedește-mi că ești căsătorit. Păi nu-l găsesc. E, înseamnă că nu ești căsătorit. Nu se poate, sunt căsătorit. Bun, dar identitatea voastră, numele vostru l-ați mai păstrat? Unde sunt buletinele voastre? Păi nu-l găsim. Păi înseamnă că nu mai aveți numele ăla. Și tata, în neputința lui, văzând că noi îl judecăm, însă noi jucam o scenă acolo, că trebuia să facem ca să iasă bine în final. Băi, băiete, una și cu una fac două. Nu sunt bun de nimic. S-a prăbușit tata în fotoliu și nu sunt bun de nimic. Și era tare amărât că nu poate să controleze lucrurile, că nu le are la îndemână. Dar după aceea s-a luminat și a spus, totuși, mai sunt bun de ceva. Să vă iubesc, tot mai pot să vă iubesc. El avea o relație. El avea pe cineva. Lucrurile le mai pierdem. Relațiile cu lucrurile se deteriorează. Însă el avea o relație. Omul acesta n-avea. N-am pe nimeni. Se mai întâmplă ceva. Am spus aseară și vă spun și dumneavoastră. Noi, când subliniem foarte mult relația cu lucrurile, nu facem altceva decât să ne imaginăm niște și să trăim niște relații impersonale. Relațiile impersonale sunt relațiile care n-au reciprocitate. Relația personală este relația cu reciprocitate. Ofer, primesc, am un feedback, am o reacție inversă. Cineva îmi răspunde. Când sunt cu lucrurile, n-am această reacție de răspuns. Și oamenii trăiesc foarte mult adânciți în relații impersonale. Relații care n-au această reciprocitate. Și mai este ceva. Oamenii care vor să trăiască bine pe pământul acesta sau care vor să se simtă bine, n-au pe nimeni. Această fericire căutată nu are bucurie și de fapt nu este fericire. Când vrei să te simți bine, înseamnă că pur și simplu tu urmărești altceva, un vis mărunt, o locuire aici și atâta tot. O bucurie, între ghilimele, a împrejurărilor pe care tu dorești ca să ți le creezi, ca să fie bine pentru tine. Și cei care vor să fugă de durere, vor să trăiască bine. Nu vor să aibă neplăceri, nu vor să audă cuvinte reprobabile, nu vor ca să aibă împrejurări nefaste, nu vor să aibă accidente. Ne ferim, rugăciunea noastră este aceea, Doamne, să mă ferești de accidente când mă duc și când mă întorc. Nu este rea rugăciunea. Însă dacă noi rămânem doar la ideea aceasta pe care Dumnezeu este obligat să ne dea toate condițiile ca să ne simțim bine, atunci suntem singuri. Atunci n-avem pe nimeni. Și atunci trăim o suferință mult mai profundă, suferința lipsei de sens. N-avem rost. Mă sună o soră și spune, frate Uba, vreau să mă sinucid. Zic, păi probabil că soțul v-a dus la disperare. Și ea spune, nu că e pâinea lui Dumnezeu, e prezbiter în biserică. Înseamnă că aveți niște copii care pur și simplu v-au pus capac
stării de răbdare și de acceptare. Nu, copiii sunt premiați, sunt copii ascultători. Dar ce vă lipsește? Ce problemă aveți dumneavoastră? O suferință. N-am sens. Trăiesc așa și îmi scapă viața așa printre degetele sufletului. Nu am rost. Mă uit în stânga, în dreapta, am de toate și îmi vine să-mi iau viața. Din cauza stării de bine. Se simte foarte bine. Are de toate. Are o situație bună. Dar e nefericită. Pe undeva, alții ajung la concluzie mai repede sau mai târziu. Însă, dorința noastră este aceea, și interesant că și creștinii vor, să se simtă bine. Nu ne deosebim de păgâni. Și ei și noi la fel. Când se întâmplă ceva dramatic în viața noastră, deodată spunem, Doamne, dar ce-ai cu mine? Ce s-a întâmplat? Într-o zi intră cineva în dreapta mea în mașină pe când eram la stop și spune, mai intră încă cineva în spate și spune, știi, și îl cunoșteam și mă cunoștea, trebuie să-mi dai mașina pentru că am datorie la asta din spate. Am luat bani cu camătă și acum trebuie să-i dau bani. Și eu ce trebuie să fac, i-am zis? Păi îmi dai mașina ta, eu o vând și îi dau banii lui. Și cum așa pe degeaba, free? Și el spune, da, pe degeaba. Și spune, nu se poate. Nu, dacă nu vrei să-mi o dai, ăsta știe unde stai. Și îți face bucata ție, familiei tale, știe ce trebuie să facă ca să te oblige să îmi dai mașina. Dar știți că i-am dat mașina în 3 zile. În 3 zile am dat mașina pentru că aveam o familie care o iubeam, aveam o relație. Nu aveam o relație impersonală de prim ordin, ci aveam o relație cu ei și eu îi prețuiam și iubeam. Așa că am dat mașina. Și apoi îl întreb pe Domnul, Doamne, dar de ce mie îmi faci bucata asta? Că eu sunt slujitorul tău, eu cu ce mă duc acum în vizite? Am și eu nevoie de mașină, mă duc în lucrare, cu ce mă duc? Și după alte 3 zile... de ceartă cu Dumnezeu, am primit un răspuns. Sau din Scriptură mi-a venit răspunsul. Cam așa era ideea. Tu ești un băiat egoist. Tu ții prea mult la lucruri. Și vrei să nu le dai drumul din mâini. E bine, hai să învățăm o lecție. Să dai drumul la lucruri din mâini. E mai important decât să le ai. Învață lucrul acesta. Și să știți că m-am liniștit. Și putea să se termine așa, numai că Dumnezeu niciodată nu se lasă pe datorie. Și după câteva săptămâni îmi spune fratele Cristescu, hai, vrei să înmormântezi pe soțul femeii aceleia care nu este adventist, dar în biserica noastră a stat și iubește biserica. Ei au păzit sabatul, hai fă-le tu înmormântarea, că eu n-am când să fac, eu sunt plecat. Și am făcut mormântarea. Și bătrânul a spus, Domnul, v-am cunoscut acum, ce om bun sunteți, dar eu știam cum sunt. Mai veniți pe la mine, îmi luați și mie un medicament. Da, doamna Pavec, mai veneam. Eu aduceam mâncare. Domnul, n-ați vrea ca să mă luați la dumneavoastră în casă? Zic, n-am casă mare ca să vă iau. Dar n-ați vrea să vă dau eu o casă, că am 2 case. Să vă dau, pentru că sunteți un om bun. Zic, nu-mi trebuie casă mie, Dumnezeu să-mi dea, dar casă nu vreau să iau acasă, e mai bine așa. Domnul, da, pentru fată, uite, vă dau câteva tablouașe din astea, să-i le dați. Și nu știam că printre acele tablouri era unul cu cretă, nu dădea niciun ban pe el. Însă era făcut de un maestru, de un om cu renume. Și cineva, când a văzut tablou, a spus, uite că îți dau $2000 pe el. Și cu ce a mai dat conferința? Din ceea ce trebuia ca împrumut pentru mașină, am luat o mașină mult mai bună, aceea consuma ulei, dar acum mașina asta era mult mai bună. Am pe cineva. Nu sunt singur. Ideea este că în momentul în care Dumnezeu vrea să ne ia atenția de la lucruri spre El, se întâmplă o dramă. Și există o stare tare tensionată. Uneori, El va trebui să ne ia ochii de la sănătatea noastră ca să ne uităm la El. Îngăduie lucrul acesta, nu face El, dar îngăduie. În așa fel încât El să ne dea un vis mai mare. Noi suntem pe pământul acesta și ne trăim vise mărunte. Un vis care pur și simplu ne mulțumim cu El. Să avem sănătate, să avem o mică rezervă acolo pentru zile mai negre. Altuia îi se întâmplă să aibă cancer, nu mie. Altuia îi se întâmplă ca băieții și copiii lui să consume droguri, dar nu mie.
Altora îi se întâmplă să piardă slujba, dar nu mie. Înțelegi, această stare de bine pe care o urmăresc este toată frumoasă până când ajunge ca visul acela pe care l-am eu să se piardă, să se năruie. Dar de ce credeți că îngăduie Dumnezeu așa? Ca să-mi dea un vis mai mare. N-am timp să vă spun, pentru că trebuie să intru neapărat într-o mică explicație practică, însă mie mi-a năruit Dumnezeu multe vise. Și cele care le credeam legitime și care trebuia să rămână au fost demolate. Și de la un vis care ziceam că este dumnezeiesc, și acela a fost demolat ca să-mi dea un vis și să constat că de fapt era doar orientat spre o stare de bine. Și acum urmăriți un lucru. Când omul acela și-a luat privirea de la apă și s-a întors cu privirea spre Hristos, el a făcut acest act de sacrificiu, de rupere din concepția lui, din viziunea lui de stare de bine. Și s-a uitat la Hristos. De ce credeți? Pentru că el, când a întrebat, a întrebat într-un anume fel. Noi când întrebăm sau când spunem ceva, dacă spunem într-un anume fel, atragem atenție. Puțini oameni sunt interesați să se oprească în dreptul nostru și să ne spune, vă trebuie ceva, vă pot ajuta? Puțini oameni sunt dispuși să facă lucrul acesta. Sau dacă îl fac doar din complezență. Însă ideea este că atunci când te oprești cu interes în dreptul cuiva să-i faci un bine, pentru că ai în tine binele pe care ți-l dă Dumnezeu, deodată produce o dramă. Și privirea celui de lângă tine se reorientează spre tine să vadă care este noutatea. Cum adică omul acesta, că nu se pomenește așa ceva, să încerce cumva să aibă o schimbare de paradigmă. De ce să se uite la mine? Cine sunt eu? Și omul s-a întors datorită vocii, datorită interesului, datorită ofertei din întrebare pe care Iisus a făcut-o. Și atunci a pus întrebarea. Mulți oameni sunt singuri pe planeta aceasta. Sunt singuri din cauza păcatului, sunt singuri datorită suferinței, nu găsim sens la suferință. Buddha a spus, oamenii suferă, dar din ce cauză suferă? Pentru că doresc. Ca să nu mai sufere, ce trebuie să facă ei? Să nu-și mai dorească nimic. Cam aceasta este chemarea care câștigă foarte mulți oameni. Câștigă milioane de oameni, zeci de milioane de oameni la această teorie care ne poate și pe noi vizita. Adică să nu dorim atât de mult să ne cunoaștem pe noi înșine. Doar la suprafață, cât să ne fie bine. Să nu cunoaștem soția prea mult, pentru că pe urmă trebuie să am responsabilități față de ea. Și dacă pun de mai multe ori întrebări, dar de ce ai fața posomorâtă, s-ar putea să aflu lucruri care să nu-mi convină. Nu suntem dispuși să ne cunoaștem vecinii prea mulți, pentru că asta înseamnă responsabilitate, ne angajează față de ei. Și asta înseamnă că va trebui să rup poate chiar și din bucățica mea și să-i duc acolo când știu că sunt trei copii care n-au ce mânca. Dar de ce să fac întrebarea? Nu este mai comod să îi salut, ce mai faci? Bine. Și eu bine. O zi bună, o zi bună și gata, s-a încheiat istoria. Nu mai mult. Nu trebuie să am dorințe de a cunoaște pe celălalt. Suntem budiști. O lucru acesta este dăunător vieții noastre pentru că până la urmă constatăm că suntem singuri. Și acum Iisus găsește o soluție și spune, scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Această expresie a stat la baza unui concept, a unei idei care a venit dintr-o întâmplare. Cu mult timp în urmă, într-o seară, după ce ziua aceea a fost o zi în care m-am simțit bine, m-am întâlnit cu persoane care mi-au promis că ne vor sprijini pentru unele proiecte, m-am întâlnit cu o grupă de tineri care lucrau la o revistă și care m-au prins și pe mine în revista aceea. A fost o zi frumoasă, m-am simțit bine. Apoi am venit la conferință ca să-mi scot mașina, am scos mașina afară, după ce am deschis porțile, pe urmă am închis poarta mică, când am închis poarta mare, s-a întâmplat ceva. Poarta aceea a căzut peste mine, s-a desprins din balamale și m-a înverit ca pe o plapumă. Și am stat, nu știu cât am stat acolo, nu prea mult, până când m-am trezit, pentru că a fost șocul puternic,
Și mi-am dat seama că nu pot să ridic poarta, că era grea. Apoi a venit gândul următor, am început să gândesc lucruri bun. Înseamnă că nu mai am coloană, înseamnă că nu o să văd verticală, înseamnă că nu o să mai știu ce înseamnă să umblu pe picioare, înseamnă că o să fiu ca Aurel Burcea de la Peretul în cărucior. Imediat mi-a venit imaginea lui. Și stând acolo, treceau niște tineri, un băiat și o fată, și am spus, ați putea voi să mă scoateți de aici, doar să trageți puțin de poartă, să o ridicați. Și ei s-au uitat la mine, nu înțelegeau cum am ajuns acolo și au ridicat poarta cât au putut, am ieșit târându-mă, ei s-au bucurat că am putut să ies și au plecat, uitându-se în urmă, dar eu nu mă ridicam. Și nu mă ridicam și din ce cauză? Ca să nu constat că n-am coloană. Până la urmă, mașina era pornită, veneau din spate, blocam și m-am ridicat și am constatat că totuși lucrurile sunt în ordine. Pot să stau, pot să mă aplec. După ce m-am ridicat, am intrat în mașină, tremurând, am condus până acasă. A doua zi am constatat ceva cu cui, o coastă fisurată, m-a durut o lună și ceva, dar mi-a trecut. Și după vreo 13 ani, după ce am părăsit zona administrației și am venit într-un district, primul gând care mi-a venit în minte fără niciun efort a fost să merg la Aurel Burcea. Cel care mi-a venit în minte atunci când poarta m-a lovit și m-am prăbușit sub ea. M-am dus la el și am spus, ce zice, el edita o revistă, ce zice dacă tu ai gândi să facem o familie din cei care sunt privați de mișcările normale ale omului, care sunt în cărucior, care nu văd, care n-aud. Ce zice să facem o familie care să poată să trăiască ceva aparte, un vis înalt? Și a spus, frate Uba, de mult aș fi vrut așa, dar cine să fie mâinile mele și picioarele mele? Zic, uite, eu mă pun la dispoziția ta. Doar scrie în revista aceea că vrem să facem o familie. Eram atât de încrezător că lucrul acesta poate să meargă. Și el spune, gata, dăm drum. Când vom fi 25 de persoane, atunci începem. Și n-aveam nici sală. Până la urmă, după vreo 7 luni, am închiriat o sală tot în speranța că vom începe. Erau doar 11 persoane. Și Aurel spune, frate, hai să începem, dar nu avem numărul. 25 este testul. Și el spune, hai că vin și alții. Numai să începem cu 11 persoane. Și a zis, hai să mai așteptăm până la 25. El spune, hai să pornim cu 11. Și insistențele lui au biruit. Când am intrat în sala aceea închiriată de curând, Ana și ea a fost și a vizitat locul acela și a fost voluntar, am constatat că erau 25 de persoane cu dizabilități. Aș vrea ca să urmăriți un clip video, nu zăbovim prea mult, după care vom avea un mic comentariu și apoi vă spun care este motivul pentru care sunt în mijlocul dumneavoastră. Asociația și Biserica Ridică de și Umblă, îndreptate spre persoanele cu dizabilități, au pus la bază relații de familie puternice și calde, speranță, bucurie în Dumnezeu și împărtășirea cuvântului. La asociație, la Ridică-te și Umblă, nu te mai simți singur. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor de acolo, că au
grijă de noi, că ne înconjoară cu dragoste, că ne învață lucruri frumoase. Prin această asociație noi ne-am prietenit, putem comunica, ne putem spune păsurile unul la altul, ne putem îmbărbăta și ajuta unul pe altul. La vârsta de 2 ani? Din cauza la un vaccin? Mi-a afectat? Vorbirea? Mâinile? Și picioarele? Dintotdeauna și este, cu atât mai mult acum, o viață plină, o viață frumoasă, o viață care mi-a, zic eu, am trăit-o din plin, m-am bucurat de fiecare moment al ei, o viață care mi-a adus multă bucurie, multe satisfacții, cu toate că pot să spun că a fost și o perioadă în care mi-a adus durere. Acesta ca să spun la cât mai mulți încăruciori, la cât mai multe persoane cu handicap. Mă gândeam că prin aceleași frământări prin care am trecut, eu trec și ei. Viața mea arată foarte, foarte frumos, pot să spun. Mă trezesc dimineața la ora 7:30, la ora 8 înduc nepoții cu mașina la grădiniță, care este la 5 km de noi. Mă reîntorc acasă, fac studiu biblic, după aceea servesc micul dejun. În următoarele ore intru în atelier.
Eu astăzi nu mai existam pentru că nu aveam această tărie să fie peste această problemă. Am prins într-un rezumat al rezumatului ce înseamnă această lucrare cu niște oameni minunați în care credeam la început că oferim noi ceva, dar ei de fapt ne oferă nouă. Există atâtea lecții despre bucuria de a trăi chiar în acele condiții care pur și simplu șochează bisericile. Cine poate să spună ca Aurel sau ca Florian Soare, viața mea a fost o viață plină, cu bucurii. La final au fost ceva durere, dar pentru el nesemnificative față de bucuria care o are acum în apropierea și în relația cu Dumnezeu. Florian, cel fără picioare, este consilier la primărie. Se pricepe să facă orice, mecanică, informatică, este priceput acolo, este la instalații sanitare. Acum începe lucrarea la băiatul acela care vorbea în vocale, n-are încălzire. Și cineva s-a gândit ca să ofere materiale pentru a realiza instalația de încălzire. Cine o face? Florian. Fără picioare, el este priceput să facă instalația de încălzire. Și spune, cine are nevoie de mine, mă cheamă. Și fără bani, din timpul lui, oferă brațele și înțelepciunea care i-a dat-o Dumnezeu. Această lucrare este unică în lume. Au venit de la conferința generală și au spus, deocamdată, nicio uniune a bisericilor noastre nu a început proiectul acesta. Frații de la diviziune ne-au chemat ca să prezentăm în Italia proiectul pentru ca să se poată multiplica la nivel global. În lume sunt 1,1 miliarde de persoane cu dizabilități. A șaptea persoană este cu dizabilități. În țara noastră sunt aproape 800, dar se ajunge în mod real cam la 1,100-1,200 de persoane cu dizabilități. Aceste persoane sunt marginalizate pentru că ele n-au aport social din perspectiva celor care sunt valizi. Însă în viața lor și de la ei putem să primim un depozit mare de forță pentru caracterele noastre. Acești oameni sunt cu mult talent. Ei recită pe din afară poezii de 50 de 70 de strofe. Ei cântă atât de frumos, ei sunt înțelepți, au o expresie tare frumoasă atunci când vorbesc despre lucrurile care contează. Avem oameni care sunt ingineri, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Avem cu mastere, avem un general, avem un campion național la șah. Deci avem fel și fel de persoane care datorită acestor împrejurări au fost limitați și aruncați undeva spre marginea societății din punctul de vedere al celor care nu sunt interesați ca să vină atât de aproape de ei. Această familie sau aceste familii care se formează sunt familii care pur și simplu oferă societății un motiv pentru a trăi. Dacă ei vorbesc despre speranță, sunt mai elocvenți decât mine în ceea ce înseamnă această infuzie de a trăi viziunea speranței. Dacă acești oameni vorbesc despre Dumnezeu, sunt mai puternici ca mine în cuvânt, pentru că ei trăiesc o relație autentică. Ei au această dependență, dar au o dorință aprigă de a fi iubiți și de a iubi. Cu ei facem misiune, cu ei mergem în parc ca să împărțim pliante pentru antifumat, cu ei mergem în spitale și ei vorbesc despre modul în care Dumnezeu îi va restaura pe cei care vor să-și ia viața. Dar înainte de asta, nu puțin dintre ei au trecut prin gândul suicidului. Sunt niște oameni admirabili și noi am cunoscut pentru că am fost interesați prea mult de binele nostru. De aceea,
Eu care nu aveam nicio înclinație să mă apropii de acești oameni. Îmi stătea bine la un birou, îmi stătea bine undeva acolo unde puteam să țin un cuvânt pentru tineri, să spun o povestire pentru copii, să mai țin o predică. Deodată mi-am dat seama că visul acesta e prea mărunt și Dumnezeu mi-a dat un vis mai mare. Un vis care, chiar dacă El urmărește măcar pocăința mea, doar pocăința mea, tot este câștig pentru cer, pentru ceea ce face și rezultă din această lucrare. Însă, sunt aici ca să vă spun că duminica viitoare există o intenție ca să înființăm o filială aici și în jurul Ramonei să se întâmple ceea ce se întâmplă în atâtea părți. Voluntarii sunt foarte deschiși și vor să ajute. Cei cu mașina se pun la dispoziție ca să putem să-i transportăm o dată pe lună la un loc care ni se oferă și în care ne vom întâlni ca o familie. Caracteristica unică a acestor întâlniri este că are un caracter de familie această întâlnire, ceea ce nu se găsește la nicio altă asociație. Sunt alte aspecte de training-uri, de accesibilizări, urmărim și aceste lucruri, însă noi urmărim partea relațională, urmărim partea de familie. Biserica care s-a format este o biserică aconfesională, nu e biserica adventistă, unde se adună toate religiile. Însă prezentăm Biblia, prezentăm adevărul cum este el. Și le spunem, vreți să mergeți la baptiști? Mergeți acolo, nicio problemă. Deci, pe noi nu ne doare că oamenii se duc în alte biserici, dar aici noi îl descoperim pe Dumnezeu așa cum este în Biblie. Și faptul că o mare parte dintre ei doresc să se facă adventiști nu este pentru că noi manipulăm sau încercăm, ci doar le prezentăm adevărul. Ei ne întreabă, am putea să venim și noi în bisericile dumneavoastră? Și ei vin și asistă. Am putea și noi să ne botezăm în această biserică? Ei cer lucrul acesta. Și avem o relație foarte bună. Cei care nu vor neapărat creștinism sau, eu știu, apropiere de Dumnezeu, ne întâlnim cu ei în asociație duminica. Nu există o încercare ca să-i prindem într-o colivie. Însă în biserica aceea, dacă intrați, este cu totul altceva. Este un entuziasm, este o bucurie de a studia. Avem școală de sabat și acolo, dar studiem pe alte studii, în așa fel încât să poată să fie accesibile tuturor. Există o mare bucurie de a face misiune și de a da mărturie despre Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt cele pe care nu le-am visat niciodată. Și trebuie să vă spun că nu este un efort. Unii spun, frate Uba, dar nu este greu totuși, că este destul de dificil. Trebuie să iei persoanele, unele trebuie să le îmbrațe, să le pui în mașină. Așa s-a făcut relația. Și relația noastră cu aceste persoane este una de dragoste autentică. Eu când vin la aceste întâlniri, am bucuria ca să-i salut pe toți. Și dacă nu salută cineva, atunci acea persoană este tristă în ziua aceea. De aceea îmi dau seama că relația contează foarte mult atunci când intru în sala unde sunt ei prezenți. Mâncăm împreună, avem o gustare destul de mică, dar provocatoare pentru părtășie. Avem bibliotecă, avem întâlniri, avem ieșiri în parc, avem tabere în fiecare an. Avem fel și fel de activități, avem concerte umanitare, așa cum se va întâmpla acum pe 30 noiembrie, și avem o cerere bogată din partea multor orașe din țară. V-am spus doar o parte, deja trebuie să mergem la Timișoara și la Arad, pentru că și acolo se dorește, Clujul de asemenea, Brașovul are spațiu pus la dispoziție doar să mergem să înființăm asociația. Târgu Mureș deja a găsit spațiu, urmează Brăila, Buzău trebuie să aibă loc în Buzău întâlnirea cu pastorii. Galațiu pe 8 decembrie va începe și ea filiala acolo, va veni duminica viitoare ca să vadă cum se întâmplă aici. Care este rugămintea mea? Și acum devin foarte practic. Dacă ar putea câțiva tineri să le plieze, sunt acolo în spate, și să putem să primim câte invitații dorim noi. Noi le dăm la persoanele care știm că au probleme cu dizabilități, sau le ducem la spital, sau le dăm unor oameni pe stradă, ca ei să-și aducă aminte și să spună, stai, cunosc pe cineva, și îl îndrept imediat spre strada Nordului 19 bis. Acolo se întâmplă întâlnirea respectivă. Și această invitație le trezește dorința ca să vină și să aibă o familie. Pentru că așa am citit noi, n-am pe nimeni. Ori aici vom găsi, învățăm unii de la alții. Este o bucurie nespusă atunci când noi ne întâlnim și uneori nu ne vine să ne mai despărțim. Zicem, stăm 2 ore, dar uneori stăm 4, chiar și 5 ore.
Și răbdarea este mare din partea dânșilor. Eu sunt câștigat, eu sunt modelat în preajma acestor oameni atât de minunați pe care Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa, pentru ca și lor să le dea un vis mai mare. De aceea vă încarc cu această dorință aprigă ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu din slujirea sau prin slujirea pe care o veți face în dreptul acestor persoane. După ora 5, când voi veni aici, vor veni și de la celelalte biserici ca să prezint logistica, care sunt pași și nu sunt mulți. Deja spațiul este găsit. Urmează doar să vedem unde este locul meu în această ecuație, în acest proiect. Și vor rămâne cei care vor, într-adevăr, să-și pună la dispoziție mașina odată la lună, să putem să-i aducem. Acești oameni vor să vină, vor să participe la această familie, dar n-am pe nimeni care să mă aducă acolo. Și atunci, mașina noastră, acolo, pentru 10 minute, pentru jumătate de oră, îl duc și chiar dacă nu stau acolo, vin și îl iau. În București avem peste 150 de voluntari care s-au oferit ca să sprijine această lucrare. Trebuie să vă spunem că cei peste 450 de persoane cu dizabilități care sunt în filiale și la centru sunt doar cei care vin stabili. Pe acolo au trecut peste 1500 de persoane și unii dintre ei vin și pe urmă se stabilizează. Lucrul acesta este atât de plăcut pentru că ne dăm seama că nu proiectul acesta trebuie dus mai departe, ci el ne duce pe noi. Există o relație care se stabilește cu aceste persoane și ceea ce este frumos este că nu doresc altceva decât să îi băgăm în seamă, să ne oprim cumva cu umbra vieții noastre în dreptul lor și să le spunem dacă ei doresc sănătate, sănătate de plin, sănătate prin Dumnezeu. Aceasta este dorința pe care Dumnezeu o are. Așa, într-un exercițiu, doar ca să văd dacă această lucrare este recepționată. Câți dintre dumneavoastră ați dori să vă implicați în această lucrare? Aici nu mai pun întrebarea dacă sunteți buni sau nu. Și doar ca să vă implicați. Dar văd deja persoane, văd și la balcon. Mulțumesc! După amiază vom rămâne și veți vedea și alte lucruri, o să vă povestesc de ceea ce înseamnă această lucrare unică. De la ea primim multe satisfacții. Nu doar că biserica este mai vizibilă, pentru că ori de câte ori se întâmplă așa ceva, să știți că mulți oameni sar în ajutor. Eu n-am avut bani pentru proiectul acesta și trebuie să vă spun că noi niciodată n-am dus lipsă de bani. Nu pentru că instituțiile ne-au dat ceva, ci pentru că oamenii au fost foarte receptivi. O instituție spune, n-ați vrea ca să vă virăm niște bani pentru asociația dumneavoastră? Zic, sunt bineveniți pentru că avem cu deplasări, cu alte lucrări și aruncă 100 de milioane în cont pentru ca să meargă lucrarea mai departe. ADRA Internațional este foarte deschisă pentru așa ceva. A venit și a spus, vrem să vă sprijinim cu cărucioare, cu toată logistica de care suntem în stare ca să puteți să propășiți. Frații de la Conferința Generală au spus, faceți și împânziți toate orașele, pentru că vrem cumva să dăm un model a ceea ce trebuie să se întâmple în toată lumea. Conferința Generală acum câteva luni a spus, concentrați-vă pe persoanele cu dizabilități. Nici nu știau că în țara noastră există o acțiune de felul acesta. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a câștigat pentru această lucrare. De aceea sunt neobosit să merg dintr-o parte în alta pentru ca să văd ridicându-se standarduri ale unei vieți, ale unei familii care se strânge în jurul lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun că am o sănătate bună. Nu am probleme de sănătate și deși ar fi trebuit să am datorită unor aspecte, încă Dumnezeu mă ține ca să putem să continuăm această frumoasă inițiativă a lui Dumnezeu. Ce va trebui să facem noi este simplu și anume atunci când vine evenimentul anunțat să putem să facem o mică masă, într-o farfurie, punem câteva lucruri care să fie doar motiv de părtășie, nu există cumva o hrănire îndestulătoare, însă e suficient pentru ca noi să putem să relaționăm. Cea mai mare nevoie este de comunicare. Să putem să transportăm persoanele dintr-o parte în alta, să putem să comunicăm, să putem să-i vizităm, să avem contribuția la formarea acestei familii
Și dacă va fi voia lui Dumnezeu să fie chiar mai mult decât o familie, poate să fie și o biserică, însă noi nu mergem pe intenția aceasta în mod expresă să îi aducem în adventism, ci să putem să colaborăm cu ei și cei care sunt receptivi la relația cu Dumnezeu să poată să fie din ce în ce mai mult sensibilizați. Mai aveam un material care o să-l vedeți în altă ocazie, care prezintă câteva scene din tabăra de la Stupini. Am fost 109 persoane și acolo a fost ceva de vis. Da, posibil ca după amiază să putem să avem această ocazie. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră, mulțumesc pentru faptul că m-a suportat până la și 25, însă vă dați seama că nu fac drumul acesta atât de lung doar pentru 40 de minute și 50 de minute, ci pentru a vă transmite o viziune și pentru a intra în ea, spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria noastră. Amin. Biserica noastră a planificat pentru momentele următoare o colectă pentru binefacere, pentru nevoile locale. Cu noi a fost fratele Uba. S-a prezentat singur. Este un om rău, ca și noi. Este un bun povestitor, poet. A scris o carte pentru tine și ne-a ținut atenți pentru direcția care vrea să o ia și biserica noastră, să fie marcat pe harta noastră și la Bacău un proiect ca la București. Mulțumim fratele Uba și pentru viitor, că va mai veni și pentru după amiază. În continuare, colecta. Poftiți! Sper ca tinerii să lucreze în spate și atunci când vom ieși să primim cam câte credem noi că putem să oferim în zonele noastre cunoscute. Bineînțeles că săptămâna aceasta va mai fi o campanie în care multe din acele invitații vor fi date de tineri în diferite instituții și diferite zone. Dar noi ca membri e tare bine să avem, să luăm, chiar dacă nu avem acum în minte ceva, să luăm câteva invitații, pentru că pe drum vom vedea persoane. Vă veți da seama că vă veți forma privirea pentru a depista persoanele cu dizabilități. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vom închide serviciul divin cu imnul 392. M-a aflat păstorul nostru. La albină m-a adus. Aleluia.
credit, vindecare ne-ai adus în mari dureri. M-ai hrănit cu dulțul lare, că din tu să am puteri. Aleluia, aleluia, ție-ți cânt, Iisus iubit, căci eram pierdut de turmă, însă tu m-ai mântuit. A spălat de orice vină, am auzit or frumos, moștenire de lumină, veșnicie ca Hristos. Aleluia, aleluia, ție-ți cânt, Iisus iubit, căci eram pierdut de turmă, însă tu m-ai mântuit. Bunul nostru Tată Ceresc, venim înaintea Ta să-Ți mulțumim pentru că în dragostea Ta pentru noi ne-ai păstrat viața și sănătatea. Îți mulțumim, Doamne, pentru că deși am trecut și noi prin situații care ne-ar fi putut face persoane cu dizabilități, umbra vieții și a iubirii Tale s-a așezat asupra noastră și a putut să ne ridice la viață și la sănătate. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu vrei să cunoști motivația interioară a inimii noastre, pentru care suntem în fața Ta. Doamne, ajută-ne Tu să putem să ne ridicăm la cuvântul Tău și să umblăm acolo unde Tu dorești, că putem să ajutăm în lucrarea Ta. Tată Ceresc, Te rugăm să binecuvânți această asociație, Ridică-te și umblă. Binecuvântă Tu pe fratele Uba, pe toți cei care sunt în conducere. Binecuvântă Tu, Doamne, fiecare persoană care este înscrisă și fiecare persoană care va auzi de astăzi înainte despre această asociație. Te rugăm, Doamne, să deschizi ferestre în cer pentru ei, pentru a primi speranță și ajutor și mântuirea Ta. Doamne, îți mulțumim pentru acest început și în comunitatea noastră, în orașul nostru. Te rugăm să binecuvânți inimile noastre, Te rugăm să binecuvânți darurile pe care noi le-am adus astăzi înaintea Ta pentru această lucrare. Sporește Tu implicarea noastră a fiecăruia dintre noi și ajută-ne, Doamne, să putem să înaintăm astfel cauza lucrării Tale pe acest pământ. Întărește-ne, fii cu noi, inspiră-ne și îți mulțumim pentru toate câte ai făcut și vei mai face pentru noi, prin Domnul Iisus. Amin. Amin.